Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Ferai face presiune asupra soțului sau pentru a nu-i permite lui Zeynep să rămână în casa lor. Femeia este șocată să afle că Bulent nu va fi de acord cu hotărârea ei. Zeynep este văzută că o intrusă în familia celui pe care îl crede a fi unchiul ei. Orice ar fi, te iubesc și-mi este tare dor de tine. îi transmite, printre lacrimi, Zeynep mamei sale. Elif este tot mai încrezătoare că dorința ei arzătoare, aceea de a deveni soția lui cu Zei, se va îndeplini iar tânăra stagiară depune eforturi susținute pentru a-l impresiona pe cel care i a furat-lui inima. Handan orbită de furie, va recurge la un gest extrem în care victima va fi chiar o rivală ei din copilărie, Elif. Între ferai și bulent neînțelegerile sunt la ordinea zilei. În vreme ce soția avocatului încearcă să o deslușească cu interesul vădit pe care soțul său îl acordă tinerei Zeynep, acesta ignoră cu desăvârșire avertismentele soției sale, în ceea ce o privește pe tânăra fată. Mai mult, Feraiel va pune într o situație dificilă pe soțul său, dar reacția acestuia va fi una incredibilă. Pentru Elif, incidentul în care a căzut victimă din cauza geloziei lui Hadan are final fericit. Acum tânăra stagiară se bucură de toată atenția lui Cuzei, care este foarte îngrijorat de soarta lui Elif. Pe Handan, în schimb, o macină ceea ce a făcut și se teme de ce este mai rău.